Slăviți să fie Domnul! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Scumpă sora Anuța, iubiți frați și iubite surori și dragă familie îndurerată, am crezut că, așa cum spune o vorbă, timpul rezolvă problemele, că trecând timpul vom putea să alinăm durerile noastre. Dar deja ne este dor de fratele Viorel. Și parcă, cu cât trece timpul, cu atât mai mult dorul acesta se mărește și dorul acesta al dânsului față de dânsul crește în inimile noastre. Parcă, așa cum spuneau frații, așteptam să ne întâmpine pe ușa aceasta. Să vedem chipul blând și plin de iubire, sau să vedem venind la noi, la biserică, cu acea bunătate, cu acea dragoste, cu acel curaj sfânt de a păși între frați, de a ne îmbrățișa și de a aduce Cuvântul lui Dumnezeu. Dar avem această fericită nădejde pe care i-a spus-o Mântuitorul și Martei și Mariei, că cine crede în Domnul Iisus, chiar dacă ar muri, are viață veșnică. Și Mântuitorul n-a vorbit la timpul trecut. Va avea viață, la timpul viitor, mă scuzați, va avea viață veșnică. Așa cum spune și în capitolul 5 al Evangheliei Sfântului Ioan. Cine crede în mine, are viață veșnică. Fratele Viorel și-a dat examenul cel mare. Pentru că, până la urmă, moartea este examenul cel din urmă și cel mai mare pe care trebuie să-l dăm fiecare dintre noi în existența aceasta trecătoare. Și-a plecat la Domnul așa cum ne rugăm în rugăciune Sfinte Liturghii, sfârșit creștinesc vieții noastre. Până la urmă, care-i dorința să fie sfârșitul creștinesc? Împăcat cu Dumnezeu, să nu te chinui nici tu, să nu chinui nici pe cei de lângă tine care să-i săurească cu tine spălându-te de mizerie. De aceea, chiar dacă plecarea aceasta fratelui Viorel a fost atât de fulgerătoare, nu vă putea înțelege decât atunci când vom pleca dincolo și când Domnul ne va arăta de ce a făcut acest lucru. Tot ce face Dumnezeu este desăvârșit. Tot ceea ce lucrează Dumnezeu în viața credincioșilor este așa cum spune tot în capitolul 11 al Evangheliei Sfântului Ioan. Doamne, dacă prietenul nostru Lazar este bolnav, să mergem, să murim cu el. Și spune Domnul, această boală nu e spre moarte, ci e spre slava lui Dumnezeu. Există boli spre slava lui Dumnezeu. Există. Există morți spre slava lui Dumnezeu. Spune tot Evanghelistul Ioan și arăta cu ce fel de moarte va slăvi Petru pe Dumnezeu în ultimul capitol al Evangheliei sale. Ne povestea fratele Viorel și am venit să aduc și o piatră de aducere aminte. Pentru că am venit aici nu pentru că am o datorie. Și pentru că l-am iubit pe fratele Viorel. Și pentru că ne-a iubit. Și dragostea, spune cuvântul în înțelepciunea lui Solomon, cântarea cântărilor este mai tare decât moarte. Nu poate o lopată de pământ, sau o groapă, sau o cruce, să despartă, cum spune fratele Traian, nimic nu va putea desparte ce Dumnezeu a împreunat. Marcat de întâlnirea cu fratele Traian, fratele Viorel, vedeți, spune în Evanghelia Sfântului Ioan, în capitolul 1, dacă nu mă înșel, când face chemarea primilor săi ucenici, atât de marcat a fost Sfântul Evanghelist Ioan, că spune, iar a reținut și ora chemării la Dumnezeu, deci era ca pe la ceasul al 10-lea. Spune acel un cuvânt al Sfântului Pavel, din epistola către ucenicul său iubit, Timotei. Pentru că așa a fost fratele Viorel. Un ucenic iubit al fratelui Traian, care i-a înțeles sufletul fratelui Traian, misiunea pe care o primise
fratele Traian de la Dumnezeu și de la Sfântul Său înaintaș. Și îi spune așa: dar tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Ne povestea fratele Viorel despre impactul care l-a avut întâlnirea frăției sale cu fratele Traian. La numai 16 ani, fratele Traian ne spunea că a venit aici în zonă la familia părintelui Mihoc. Și sora Maria i-a spus: dacă vrei să te iau cu mine, trebuie să înveți neapărat o poezie pe de rost. Și a învățat o poezie, așa cum l-a învățat mama. O altă mamă sfântă pe care am petrecut-o până aici. Și spune că când a intrat acolo, în locul unde se ține adunarea, fratele Traian l-a chemat să stea lângă dânsul. Și spunea: ce-o fi văzut fratele Traian în mine, un copil de 16 ani? Ceea ce noi nu putem vedea. Ce vede Domnul Iisus în fiecare dintre noi. Și l-a chemat să stea lângă dânsul. Și de atunci, inima fratelui Viorel s-a legat de inima fratelui Traian. Sunt destine în lumea aceasta pe care Dumnezeu le predestinează, într-un fel să spun. Le cheamă la o lucrare specială pe care o are de făcut Dumnezeu în lume. Așa cum a fost chemarea Sfintei Fecioare Maria, chemare unică. Așa cum a fost chemarea Sfinților Apostoli și precăderea Sfântului Apostol Pavel, cu o chemare specială. Toți avem chemare de la Dumnezeu, dar sunt oameni care au chemări speciale pentru lucrarea de mântuire pe care o are de făcut. Și din clipa aceea s-a împlinit acest cuvânt: copilul meu, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Din clipa aceea, inima fratelui Viorel s-a legat de inima fratelui Traian. Poate că de după Revoluție nimeni nu ne-a vorbit despre fratele Traian cum ne-a vorbit fratele Viorel, pentru că l-a iubit atât de mult. A înțeles chemarea dumnezeiască pe care a avut-o trimisul lui Dumnezeu părintele Iosif și fratele Traian. Și ca un bun ostaș, după plecarea fratelui Traian, a ținut steagul sus al lucrării. A dus cuvântul lui Dumnezeu în tocmai așa cum l-a primit de la Sfinții Săi înaintași. Cu curaj, cu demnitate, cu dragoste, fără teamă. Spune, dacă găsise în versetul prin Psalm, sper să mai găsesc în Psalmii 70, pe acolo este o descriere a fiilor lui Efraim, Psalmul 78. Zice: fiii lui Efraim, 78:9, înarmat și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble tocmai după legea lui. Acești fii al lui Efraim erau niște războinici foarte pricepuți. Știau să poarte armele, știau să tragă cu arcul, cu săgeți. Dar în momentul în care ei a trebuit să dea examenul lor, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că au dat dosul. Adică au întors spatele și și-au văzut de drumul lor. În fața pericolului, n-a mai avut acest curaj teribil ca să stea în fața vrăjmașului. Fratele Viorel, după ce a căzut acest zid puternic care a fost fratele Traian Dor din lucrarea oastei Domnului, a știut să poarte armele Domnului. A știut să ducă mai departe lupta aceasta și nu este ușoară, pentru că lupta oastei Domnului este mărturisirea Domnului Iisus. Înălțarea Domnului Iisus. Arătarea către Domnul Iisus cu orice preț din partea lumii acesteia. Vedeți-le, spune, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al Domnului Iisus Hristos. Cât de important e să-ți asumi această misiune de bun ostaș al Domnului nostru Iisus Hristos. A fi ostaș al Domnului nu este la îndemână pentru toți dintre noi. Vedeți, fiecare dintre noi avem ogorul nostru, bucata noastră de lucrat, poate familia noastră sau adunarea în care suntem, biserica în care suntem puși. Dar a putea
să ții armele și să lupți pentru Domnul și pentru lucrarea oastei Domnului nu este ușor. Fratele Viorel, l-a înzestrat Dumnezeu cu acest dar al limpezimii. A făcut lucrul acesta cu o claritate extraordinară. Luați toate predicile, vedeți acum, reluăm vorbirile fratelui Viorel, mărturisirile fratelui Viorel și parcă vedem câtă limpezime, câtă claritate este în tot ceea ce frăția sa ne-a expus acolo în cuvintele frăției sale. Pentru că oamenii lui Dumnezeu au înțeles care este chemarea de făcut pentru lucrul lui Dumnezeu. Dacă citiți cu atenție și trebuie să ne aprofundăm în misiunea aceasta pe care a lăsat-o părintele Iosif în lucrările sale și mai ales fratele Traian și câtă luptă a dus fratele Viorel ca să ducă mai departe și cuvântul scris al fratelui Traian. Ultimii ani, atât de mult s-a luptat fratele Viorel ca să pună pe mesele noastre opera nemuritoare a fratelui Traian, mai ales meditațiile fratelui Traian. Știți ce sunt meditațiile fratelui Traian? Sunt sufletul fratelui Traian dors. În lucrările fratelui Traian, noi nu l-am cunoscut poate mulți dintre noi personal, dar punând mâna pe cărțile fratelui Traian, punem mâna pe trăirile fratelui Traian. Și atât de mult s-a luptat fratele Viorel să tipărească și să facă cunoscută lucrarea, misiunea, jertfa acestui mare trimis care a fost părintele nostru, fratele Traian Dors. De aceea, ca un bun ostaș al Domnului nostru Iisus Hristos, a știut să facă cunoscut numele Domnului Iisus. Peste tot pe unde a ajuns cu cuvântul lui Dumnezeu și n-au fost puține locurile. Spunea și la mormântarea frăției sale, nu este loc în țara aceasta unde este adunarea oastei Domnului ca fratele Viorel să nu fi cercetat-o. Și s-a dus acolo din dragoste, s-a dus cu responsabilitate, s-a dus acolo poate jertfind din sănătatea dânsului și poate nu întâmplător a plecat așa de vreme, pentru că n-a precupețit nimic. N-a ținut la viața lui ca și cum ar fi scumpă, cum spune Sfântul Pavel, ci toate le-a jertfit ca să poată să-L înalțe pe Domnul Iisus. Lucrarea, misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în lucrarea oastei Domnului este aceasta, de a-L înălța pe Domnul Iisus în fața lumii acesteia. Noi nu avem altă lucrare de făcut în biserică decât să-L facem de cunoscut pe Domnul Iisus. De a-L face de cunoscut pe Domnul Iisus începând de la trăirea noastră, de la viața noastră, de la vorbirea noastră, de la tot ceea ce suntem noi. Și aceasta s-a văzut în viața fratelui Viorel. Căci dacă nu l-ar fi cunoscut pe Domnul Iisus, n-ar fi umblat în toată lumea aceasta și n-ar fi dus lupta aceasta frumoasă cu arcul, cu săgețile, cu dragostea, cu bunătatea, cu jertfa, cu tot ceea ce Dumnezeu a pus sfânt și frumos în viața dânsului. Acum, noi suntem la o aducere aminte. Privim în urmă și vedem urmele frumoase, pașii frumoși pe care fratele Viorel a lăsat, mai ales aici, în cetatea frăților voastre. O adunare frumoasă. O adunare pentru care atât de mult a jertfit, atât pe plan material, cât și pe plan spiritual. Să lasă o casă de adunare. O sală frumoasă. Mi-aduc aminte ultima dată când am sfințit cu părintele Iustin și cu părintele secretar la propoierie casa în iarnă pe care o veți folosi cu toții la toate prilejurile, atât de bucurie, cât și de durere. Iată, azi am stat la un prilej de durere aici, în casa praznicară, sau casa în care se servește masa. Cât de mult și-a dorit, prin ultima clipă, ca să lase și această moștenire adunării Plățești de aici, din Coropeiești. Dar adunarea și, sau moștenirea pe care fratele Viorel a lăsat-o este mult mai mare. Pentru că moștenirea cea mai mare este Domnul Iisus, despre care ne-a mărturisit atât de frumos, despre care a cărui veste a dus-o atât de minunat peste tot pe unde Dumnezeu a purtat pașii sfințiți ai fratelui nostru iubit. Spune, mâine avem o Evanghelie, cea de-a doua Evanghelie, pentru că mâine avem și sărbătoarea Sfintei Maria Egipteanca, duminica a cincea din postul mare, și Biserica a rânduit o Evanghelie atât de frumoasă, o Evanghelie care se potrivește cu noi cei de la oastea Domnului. Întoarcerea femeii păcătoase. Maria din casa lui Simon leprosul. Spune în capitolul 12 că cu 6 zile înainte de Paște, Domnul Iisus a venit în Betania. În Betania, în locul acela unde Domnul poposise de atâtea ori.
În Betania, unde Domnul înviase pe Lazar, în Betania, unde Domnul Iisus de atâtea ori venea cu dragoste, iată, cu 6 zile înainte de Sfânta Sa Patimă, Mântuitorul a venit unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Spun Sfinții Părinți că Simon Leprosul fusese tămăduit de Domnul de lepră. Se pare că Simon Leprosul era tatăl lor, al lui Mariei, al lui Martă, a Martei și al lui Lazar. Și pentru că Domnul făcuse această minune, spune că Simon l-a chemat pe Domnul la el acasă și a dat o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau cu el la masă. Maria a luat un litru cu mir de nar curat, de mare preț, a uns picioarele Domnului Iisus și le-a șters cu picioarele, i-a șters picioarele cu părul ei și casa s-a umplut de mirosul mirului. Fraților, Domnul Iisus a venit în lumea aceasta, așa cum spune, ca să caute și să mântuiască pe cei păcătoși. Domnul Iisus a venit în lumea aceasta ca să cheme la mântuire toate sufletele din lumea aceasta, dar cu o condiție, ca fiecare dintre noi să cădem la picioarele Domnului. Părintele Iosif, în cărțile Sfinției sale, ne spune că de acolo începe mântuirea, când omul cade la picioarele celui răstignit, când omul cu pocăință, ca Maria, care simțindu-și ticăloșia ei, păcătoșenia ei, a căzut la picioarele Domnului Iisus, de acolo începe mântuirea noastră. Oastea Domnului ne-a dus la picioarele Domnului Iisus. Oastea Domnului ni l-a făcut cunoscut prin cei care i-a uns Dumnezeu cu acest sar, ni l-a făcut cunoscut pe Domnul Iisus la picioarele căruia să cădem și noi cu păcatele noastre. Ce clipă fericită a fost pentru Maria! Oare ce a simțit ea la dâncul inimii ei de s-a dus de-a luat acel vas de mir, de nar curat, să cadă la picioarele Domnului? Ea și-a simțit ticăloșia și a simțit păcătoșenia ei și a știut că numai acolo căzând la picioarele Domnului, nu s-a mai uitat că oamenii să uite la ea. Gândiți-vă că Mântuitorul după aceasta are un cuvânt către Simon și spune oamenii de acolo care erau în casa lui Simon Leprosul, fiecare dintre ei judecau în felul lor în care gândeau ei. Spune, dacă acesta ar fi Dumnezeu, cum spune el, ar ști că această femeie este păcătoasă, nu i-ar da voie să se atingă de el. Domnul Iisus nu se uită la starea noastră. Domnul Iisus n-a dat afară pe această femeie, el așteaptă păcătoșii la el. Lucrarea oastei Domnului n-a fost trimisă în biserica noastră pentru oameni sfinți. Vedeți ce a făcut lucrarea oastei? Ne-a adunat și poate că aici trebuie să ne dea de gândit. Poate că noi ne-am părăsit această lucrare misionară de a chema la Domnul Iisus și la picioarele crucii Lui pe toți aceia care au căzut sub povara păcatului. Maria și-a simțit ticăloșia ei. Nu s-a mai uitat la faptul că este judecată de oameni, că este privită de oameni în diferite feluri, ci a alergat la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos, la picioarele care peste câteva zile aveau să fie bătute în cuie pe lemnul Sfintei Cruci, a alergat la Domnul. Și acolo, în casa aceea unde erau atâtea priviri, poate ispăritoare asupra ei, a căzut cu lacrimi la picioarele Domnului Iisus. Frații mei, mă gândesc așa, oare când am căzut ultima dată cu lacrimi la picioarele Domnului? Poate spune, da, eu n-am o viață ca a Mariei. Nu am atâtea păcate. Frații mei, noi fiecare dintre noi avem datoria aceasta să cădem la picioarele Domnului Iisus. Avem fiecare dintre noi, gândiți-vă cum descrie fratele Traian, cu văcuța aceea din viața Sfântului Efrem Sirul, care el se credea poate nevinovat și spunea, dar ce păcate am făcut eu? Și a venit o zi când Dumnezeu a cercetat pe Sfântul Efrem și a descoperit că în viața lui era atâtea văcuțe. Poate ar trebui să cădem și noi de atâtea ori la picioarele Domnului. De fiecare dată, când ne plecăm în rugăciune sau când ne plecăm înaintea lui Dumnezeu să o facem cu pocăință, ca această femeie care simțindu-și ticăloșia ei, alerga la picioarele Domnului Iisus și râu de lacrimi au început să curgă din ochii ei. Vedeți, poate de atâtea ori numai Duhul Sfânt poate face această cercetare. Spunea fratele Viorel când a fost ultima dată la noi la adunare și a văzut că frații au postat pe internet, spune că numai Duhul Sfânt este acela care ne-l poate descoperi pe Domnul Iisus. Dacă nu se atinge Duhul Sfânt de inima noastră, rămânem reci și nesimțitori. Dacă nu lăsăm pe Domnul Duhul Sfânt să moaie
ochii noștri, să moaie inima noastră, să ne facă de carne simțitoare, să simțim durere pentru păcatul nostru, noi nu-L putem primi pe Domnul Iisus cu adevărat. Numai lucrarea Duhului Sfânt și despre oastea Domnului, Părintele a spus că oastea Domnului este un răsad al Duhului Sfânt în biserica noastră. Să ne lăsăm pătrunși de puterea, de lucrarea și de harul Duhului Sfânt. Numai așa putem să vedem la picioarele Domnului. Dacă nu avem această lucrare sfințitoare prin care să simțim picăroșia noastră, să ne simțim păcătoșenia noastră, noi nu putem vedea la picioarele Domnului. Mai este un episod în capitolul 8, tot al Evangheliei Sfântului Ioan, cu femeia prinsă în adulter. Și după ce este judecată de către farisei și este pusă la zid, Mântuitorul o judecă și spune: femeie, unde sunt părâșii tăi? Și zice, plină de frică, femeia s-a uitat: Doamne, nu mai sunt. Nici eu nu te judec, nici eu nu te condamn. Du-te și de acum să nu mai păcătuiești. Și spune, îi se iartă ei și spune Mântuitorul motivul. De ce? Pentru că a iubit mult. Vedeți, un om care este conștient cât i-a iertat lui Dumnezeu, atunci are o iubire atât de mare pentru Dumnezeu. Omul care nu consideră ce mi-a iertat mie Dumnezeu, că doar n-am fost așa un păcătos notoriu, că doar n-am făcut eu atâtea păcate, cum spune fratele Traian, ce mult se îndreptățește omul, ce mult ne îndreptățim noi starea noastră de multe ori și spunem, eu nu, parcă nu mă simt chiar așa ca femeie păcătoasă. Poate ar trebui mai mult decât atât. Vedeți, psalmistul David, certați-mă, închei cu cuvântul acesta, să nu fiu lung. Psalmistul David, știți că el, toată lumea știe căderea lui David și știe stările lui și toată lumea spune, dar ce, David n-a păcătuit și a făcut păcate grele. Nu numai că a făcut crimă, a făcut vicleșug, a făcut predesfrânare, păcate grele. Și totuși, David a fost iertat de Dumnezeu, prorocul David. Și după ce el este iertat de Domnul, după ce plătește pentru starea lui, spune că psalmistul David îmi mărturisește în psalmistul, în psalmul 6, spune, fiecare noapte mă spun și îmi spăl patul meu cu lacrimi. Spăl așternutul meu cu lacrimi. Nu-l iertase pe el Domnul. Nu era el om după inima lui Dumnezeu? Și totuși el spune și în psalmul 50, și păcatul meu înaintea mea este pururea. Noi am fost primiți de Domnul. Noi ne-am legat cu Domnul Iisus prin legământ. Dar nu trebuie să uităm ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Ce a plătit pentru fiecare dintre noi Domnul Iisus. Ce preț a plătit Fiul lui Dumnezeu ca eu să pot să mă numesc mântuitul Lui, iertatul Lui, copilul Lui. Și atunci ne întoarcem la această femeie. Doamne, eu cum apropii de Tine? Care este starea mea lăuntrică? Care este pocăința mea? Care este lăuntrul meu care să stau cu el cu lacrimi la picioarele Tale însângerate, Doamne? Vedeți, de multe ori rutina aceasta și obișnuința noastră cu cuvântul lui Dumnezeu ne poate duce într-o stare în care să nu mai avem lacrimi de pocăință, să nu mai simțim durerea pentru păcat, să nu mai simțim că și noi am fost aceia care l-a răstignit pe Domnul. Evreii de acum 2000 de ani, ei au fost atât de răi, atât de nesimțitori, ei l-au răstignit pe Domnul. Fratele Traian spune, nu-i singur Iuda vinovat. Și tu și eu, spune, și fiecare dintre noi, și toți avem datoria că atunci când ne apropiem de Domnul să facem ca această femeie cu mirul credinței noastre, cu lacrimile pocăinței noastre, să cădem la picioarele Domnului. Ea a fost judecată mai târziu. Dacă ar ști ce fel de femeie e aceasta. Și Domnul spune, Simone, am să spun un cuvânt. Da, Doamne, am intrat în casa Ta și n-ai considerat că sunt un oaspete de seamă. N-ai venit să-mi speli picioarele, n-ai venit să mă ungi cu mir și nu m-ai sărutat. Dar femeia aceasta, de când am intrat în casa Ta, nu mai încetează să spele picioarele cu lacrimile ei. Vedeți, s-a spus că zestrea oastea a fost dragostea și lacrimile. Ce se întâmplă cu un om care își pierde averea și dragostea și moștenirea lui? Nu mai are nimic, rămâne gol. Când noi ne pierdem din lucrarea oastei Domnului această dragoste, această bucurie, această pace, aceste lacrimi pe care Dumnezeu ni le-a dăruit,
s-ar putea să rămâne în voi. De aceea, iată, suntem aici la momentul acesta de parastas, tradus mot a mot din limba greacă, înseamnă a ne ruga împreună, a sta împreună înaintea lui Dumnezeu la rugăciune. Iată, știu că în după amiaza aceasta, la momentul acesta, Domnul Iisus este și de multe ori m-am gândit și la un lucru. Vedeți, noi venim să mărturisim cuvântul Domnului. Dar poate că pierdem din vedere un lucru. Mai ne gândim că aici se uită la noi Domnul. Chiar în clipele acestea, ochii Domnului privesc peste noi. Domnul a spus, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo eu sunt în mijloc. Este aici Domnul Iisus. Și nu e singur. Știu că l-au dus pe fratele Viorel, și împreună cu noi. Și se bucură cu noi. Vă spune fratele Traian, stădeau în jurul mesei mele și mai frumoși înaintași. Suntem aici sub ochii Domnului. Noi, puteți spune Sfântul Apostol Petru, cine vorbește, să vorbească cuvintele ale cui? Ale lui Dumnezeu. Noi suntem datori să vorbim cuvântul lui Dumnezeu ca în fața lui Dumnezeu, cu toată teama de Dumnezeu. Pentru că această mărturisire a Domnului Iisus noi o facem înaintea îngerilor, înaintea sfinților și înaintea oamenilor. De aceea să ne ajute Domnul să călcăm pe urmele fratelui Viorel. Să-L mărturisim pe Domnul Iisus cu același curaj. Să nu dăm dosul. Să nu ne temem de orice încercare. Fratele Viorel a fost un om fără frică. Eu n-am văzut în fratele Viorel frică. Spune Sfântul Ioan că dragostea desăvârșită nu este frică. Când omul iubește pe Dumnezeu din toată inima și pe sfinții săi înaintași, merge fără frică. De ce? Pentru că știe că Dumnezeu este cu el. Cum cântăm un postul mare, cântarea prorocului Isaia. Cu noi este Dumnezeu. Dacă este cu noi Dumnezeu și ne-a promis că rămâne cu noi, să nu le teme. Așa a dus lupta fratele Viorel. Iată, 34 de ani de când marele sfânt și trimis, fratele Traian Gorz a plecat la Domnul. Mantaua a rămas peste fratele Viorel. Chiar dacă place unora sau nu place, acesta a fost adevărul. Dânsul a preluat de la fratele Traian tot ceea ce a fost frumos, tot ceea ce a fost sfânt, tot ceea ce trebuia dus mai departe. Rămâne ca noi, cei care urmăm după asemenea oameni mari. E greu după oamenii mari, să știți. Întotdeauna, lângă copacii mari, nu prea cresc. Alți copaci mai viguroși. Poate că frățiile voastre și noi, în general, așa că fratele Viorel acolo. Dacă e dânsul, totul în regulă. Dânsul merge la Preasfințitul, dânsul merge la Patriarhie, dânsul merge la Sibiu, dânsul merge la toate, rezolva dânsul toate problemele. Știam că e cineva care are puterea extraordinară de la Dumnezeu să le rezolve. Iată că Dumnezeu a luat acest stâlp. Lucrarea trebuie dusă mai departe. De acum, avem acolo sus, înaintea Domnului Iisus, alături de ceata biluitorilor, de ceata celor care au plecat la Domnul, de ceata celor care cântă acum cântarea cea nouă, un frate mai scump decât orice care mijlocește pentru noi. Hur și Aron au trebuit să facă o lucrare pentru Moise când n-a mai putut. Să-i țină mâinile sus. Avem de dincolo un nor de martori care țin mâinile sus. Numai noi să fim dispuși să ținem armele, să nu dăm dosul și să luptăm frumos în lucrarea lui Dumnezeu. Și să nu părăsim, fraților, cea mai mare lucrare care avem noi de dus, să păstrăm comoara aceasta a oasei Domnului. Să nu lăsăm să deterioreze. Să nu adăugăm, să nu schimbăm. Iertați-mă, un gând mai spun și închei. Vedeți o femeie pricepută, o gospodină bună, știe cum să facă o prăjitură după ingredientele care le știe ea. Ea întotdeauna le folosește pe alea care le știe. Nu adaugă și nu scoate. Și întotdeauna este prăjitura bună. Noi ne-a lăsat Dumnezeu prin sfinții noștri înaintași felul în care să pregătim mâncarea de la oastea, hrana de la oastea Domnului. Dacă vom schimba ceva, dacă vom adăuga ceva, este altceva. Să păstrăm în tocmai cum am primit de la cei dinaintea noastră. Sunt vremuri tulburi. Sunt vremurile în care se încearcă deteriorarea tot ceea ce este frumos, sfânt și curat. Noi n-am, cum spune fratele Traian, nu suntem cei care am primit lumina de la Dumnezeu. Părintele Iosif, fratele Traian,
fratele Marini, fratele Arcadie, fratele Viorel, au fost cei care au primit și au dus mai departe frumos. Noi suntem cei în schimbul 3, schimbul 4, care nu avem altă datorie decât să preluăm și să ducem mai departe. Am o biserică, un monument istoric de aproape peste 650 de ani. Și au venit acum două săptămâni de la Ministerul Culturii niște reprezentanți, mai trebuie să făcute niște mici reparații și a spus așa, a conserva și a duce mai departe înseamnă ai găsit acolo o piatră, ia-o, conservă-o, păstrează-o și să vadă cei care vor veni după tine ce a fost acolo originalul. Nu te apuca să faci altceva. Noi am primit o comoară. Comoara aceasta o păstrăm în niște vase de lut, în sufletele noastre, în trupurile noastre. Comoara oastei Domnului. Avem datoria și comoara cea mai de preț, spune Scriptura cine e, mărgăritarul cel ascuns, Domnul Iisus. Dacă l-am pierdut pe El, am pierdut totul. Dacă am pierdut mărturisirea Lui, am pierdut totul. Dacă am pierdut lacrimile, am pierdut totul. Dacă am pierdut dragostea frățeasă care... Asta trebuie să ne adune unii pe alții. Nu venim să primim o datorie, ci venim să primim dragostea. Că așa spune Sfântul Pavel, dragostea lui Hristos ne strânge. El este cea care, din dragoste pentru fratele Viorel, a venit aici. Nu desparte decât trupul merge acolo în pământ, dar sufletul întreg lăsat, cum spune fratele Viorel, Duhul vine întreg lăsat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele Viorel. Mulțumim pentru frumusețea pe care, bucuriile pe care le-am trăit alături de acest om al lui Dumnezeu, de acest prieten, de acest părinte. Și acum a spus frații mai dinainte, fratele Ion, fratele nostru mai mare, părintele nostru mai mare, care ori de câte ori aveam o problemă, ori de câte ori aveam o nelămurire, aveam mâna, sau aveam pe cine să sunăm, pe cine să întrebăm, cui să cerem o povață și care ne-a fost atât de necesar în toate vremurile acestea de restriște. Rugăm pe Domnul ca fratele Viorel să-i facă parte de bucuria veșnică. Spunea cineva, a visat pe părintele nostru, a murit la 102 ani. Și dânsul avea foarte multe pomelnice, sute de pomelnice și nu mai vedea în ultimii ani. Și cineva m-a visat și a spus, puteți să-mi trimiteți acum și pomelnice, nu mai mă dorm nici picioarele, am și ochii buni, acum sunt fericit. Fratele Viorel a scăpat de strânsoara lutului, de lutul acesta care ne ține pe loc. S-a dezbrăcat de haina aceasta de lut. Acum este în altă dimensiune. Este în bucuria aceea pe care noi nu o putem descrie acum decât o întrezărim, o simțim, o descriem în cuvinte slabe, cum spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 13. Vedem ca printr-o ghicitură, vedem ca printr-o pânză care este atât de deasă și vedem atât de puțin. Dar când vom trece și noi acolo, știm că ne vom întâlni cu ei. Până acolo să ne ajute Domnul, să avem și noi un drum frumos în lucrarea voastră Domnului. Să împlinim ceea ce s-a spus mai devreme din Evrei. Urmați-le credința. Asta înseamnă a călca pe urmele Sfinților. E frumos să vorbim despre dânsii, e frumos să ne aducem aminte, dar împlinirea cu fapta despre toți Sfinții noștri înaintași e să le urmăm aceeași credință, aceeași dragoste și aceeași înfăptuire a Cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul.